Scuză-mă puțin că îl avem pe Cristi Balaj la telefon, președintele CFR-ului. Cristi, te salutăm. Bună. Bună, salut, salut. Cristi, e bine sau e rău pentru voi că a ieșit FCSB-ul din cupă? Nu neapărat e bine. Nu neapărat este bine, bine pentru că în locul lui. Este echipa cu care ne luptăm în continuare și are prima șansă la câștigarea campionatului conform clasamentului în acest moment. Și faptul că nu va avea povara meciurilor din cupă, asta îi ajută pentru campionat. Da, nu, eu ziceam, salut Cristi, ziceam pe termen scurt. Duminic. Nu, întrebarea pentru, adică vă convine că vine un FCSB hulit, rănit, înjurat și așa mai departe. Duminică, asta era, de fapt, dar e corect ce spui în context. Și ambiționat. Și ambiționat. Adică e, vă convine sau era mai bine să fie calificați? Era mai bine să fie calificați. Pentru că victoriile uneori te bată așa cu apă rece. Și apare așa o oarecare automulțumire. Chiar dacă este greu ca să îți imaginezi, sau greu probabil ca să fie o echipă care vine și joacă în CFR și nu se montează sau nu e concentrată 100%. Toate echipele care joacă împotriva CFR-ului, împotriva FCSB-ului, toate aceste echipe au o concentrare aparte și se automotivează, se autodepășesc uneori chiar. Pentru că una e să câștigi împotriva unei echipe care se luptă la retrogradare. Normal, normal. Deci era mai bine să nu fi pierdut FCSB-ul, nu ieri? Din punctul meu de vedere, da. Era mai bine dacă s-ar fi calificat. Da, da. Dar veneau totuși oarecum cu ghilimele de rigoare mai relaxați. Plus că îți dorești ca orice competiție să fie cât mai puternică, așa dacă vorbești ca om de fotbal, ca spectator. Și Cupa României cu FCSB-ul a fi fost mai puternică. Da, cum vedeți partida? Cum vezi partida, derbiul de duminică? Mie mi se pare că sunteți într-un crescendo, să știi. Și de ce? Ți se pare că au revenit jucătorii care au lipsit, care au fost accidentați. De aceea. Ăsta e motivul. N-am jucat mai bine decât am jucat la Craiova sau am jucat împotriva celor de la UTA de acasă. Nu am jucat mai bine. Am jucat la fel. Dar important că reușim să menținem ritmul. În continuare avem anumite minusuri legate de jucătorii accidentați, pentru că Otele nu știm în ce măsură va reveni. Sper Cipri Deac să fie bine, pentru că a început să crească jucând și e important să rămână cel puțin la acest nivel pe care l-a avut în ultima partidă, cea de la Rapid. Și din acest punct de vedere avem speranțe. Dacă deci, practic, singura indisponibilitate de marcă ar fi Otele? Și Aieti. Și Manea. Deci nici de aia te știam, dar Manea nicio șansă, că înțelesesem că poate ceva. Manea deja începe să facă antrenamente cu echipa, dar un jucător care nu a evoluat într-o partidă oficială de 2 luni, mi-e greu să cred că va putea ține ritmul. Trebuie să-ți găsești suflu, trebuie să-ți găsești reperele din teren. Cel mai bun antrenament este meciul oficial. Da, ți-e greu să crezi că Manea ar putea juca cu FCSB-ul? În regim de competiție. Este un jucător foarte bun și mi-e greu că n-are cum să fie la nivelul la care s-a consacrat. Adică n-ai cum să fii din primul joc în care evoluezi să fii exact așa cum ai fost înainte de accidentare. Da, normal. Normal. Deci, Aieti Manea, e clar că nu? Aveți vreo șansă la Otele sau nu? Greu, probabil. Nu înțeles. Greu, probabil. Da, e o pierdere importantă, Cristi Otele. Și la Deac, semne de întrebare. Deac, așa cum îl știm, nu a contat că a avut o infecție alimentară și timp de 3 zile a suferit, a pierdut și în greutate, chiar dacă el nu are țesut adipos. Și cu toate acestea a făcut tot ce a putut, ce a depins de el ca să fie în teren, unde a fost și prezent câteva minute, după care
acum cu această accidentare pe care a avut-o, o accidentare nefericită, pentru că jucătorul de Rapid nu a avut absolut nicio vină. A fost ceva întâmplător. Și sperăm, mi-a spus că i-a trosnit genunchiul. Opa. El a avut și o intervenție chirurgicală. La ce picior, Cristi? La ce picior are? La dreptul, parcă. A, pe el parcă n-a avut și intervenție? Da, de aia zic. Aha. Piciorul la care a avut intervenția medicală. Și așa poate să ajute. Așa ți-a zis că i-a trosnit genunchiul? Da, i-a trosnit genunchiul. Da. El are și metal introdus. Da, Wolverine. Adică din cauza asta. Da, Wolverine. Mai înțeles? Să nu vină ăștia de la FCSB cu niște magneți. Că nu m-aș mira asta să fie noua strategie. Acum, după ce spui asta cu metal, poate vin cu niște magneți. A? Le zice de pe bancă să vină cu niște magneți. Ca să-l prindă. Da. O tele pierdere importantă, să știi, Cristi, după părerea. Bineînțeles că e pierdere importantă. Și chiar dacă va reveni un jucător care a fost indisponibil 2 săptămâni, greu să aibă același ritm ca și înainte de accidentare. Da, corect. Lume vine? Se vând ceva bilete pe vremea asta? Este rece. Noi mai mulți spectatori avem la meciurile în deplasare, pentru că atunci când evoluăm în deplasare, spectatorii, din ceea ce am remarcat, vin să vadă nu doar echipa gazdă, care nu are același număr de spectatori la celelalte partide, și vin în mod special să vadă și CFR-ul. Și atunci... Așa se întâmplă cu echipele mari. Când jucați în deplasare, echipele mari, știi cum e. Lumea vine să vadă și echipa adversă, dacă o echipă puternică. Da, spectatori vom avea, pentru că chiar dacă este rece, da, de fiecare dată, atunci când am jucat cu echipe importante, indiferent că s-a întâmplat împotriva celor de la Lazio, Slavia Praga. Adică, nu știu, adunați 10.000 de oameni? FCSB, adunați 10.000 de oameni fiind FCSB-ul? Da, vom aduna. Da. Sigur că da. Că e și FCSB-ul, știi că la fel și FCSB-ul umple stadioanele. Și FCSB-ul are suporteri în țară, ca și noi, și vin mulți ca să vadă, în primul rând, o partidă interesantă. Și nu vin doar pentru CFR, vin să vadă și adversarul care... Deci te bazezi pe un 10.000, nu? Da, și de fiecare dată când am avut spectatori în tribune și ne-au susținut, am avut rezultate bune. Da. E presiune cu meciul ăsta pe Mandorlini? Nu. Situația rămâne neschimbată. Da. Dacă pierdeți... Păi... Crește virgula, ca să zic așa. Orice rezultat negativ la orice echipă, da, aduce discuții ulterioare care poate să creeze un dezechilibru. Și noi până acum am încercat să protejăm, am fost cât se poate de clar, nu ne-a ieșit de fiecare dată, trebuie să recunoaștem, nu știu dacă am fost totdeauna inspirați în declarații sau în comunicate, dar până acum s-a demonstrat că vorbele s-au potrivit cu faptele, să spun așa. Mm-hmm. Da, corect, am înțeles. Deci e un meci normal, mega important, e un meci important, dar până în iarnă nu avem ce să discutăm pe tema Mandorlini. Din punctul meu de vedere, da. Până în iarnă mai sunt trei meciuri. Da, cu normal, că na, știi cum e. Doamne ferește pentru voi, ca să zic așa, vă bate FCSB, doar nu o să-l dați pe antrenor afară după meci cu FCSB. Acea situație a fost și când erau 7 meciuri și am încercat să fim în primul rând echilibrați. Nu în ultimul rând ne-am uitat la cauzele care au stat în spatele acelor rezultate nefaste. Și în primul rând au fost vorba de accidentările suferite. Plus că ați avut niște arbitraje în mod constant, cam ostile, ca să nu zic altceva. După aceea arbitrajele și există argumente. Uh-huh. Ce ne dă speranțe, sau motivul pentru care încă Mandolini este la echipă, jocul echipei. Pentru că este... încurajator, să spun așa, adică ne dă speranțe. Uh-huh. Și a fost remarcat și de voi cei din presă.
Da. Băi, ți-am zis, mi se pare că sunteți pe un trend ascendent. Jocul e mai bun decât rezultatele, adică și... Corect, bravo, Alina a făcut... Dacă în vreo patru meciuri... Dacă în vreo patru meciuri ajungeați și la timp la stadion, nu pe la pauză, cum a fost pe la Iași sau pe la Dinamo sau pe... Deci... Mai ales la Iași. Da, mai ales la Iași. Are Iași un minutul 15, are 2-0. Păi tu trebuie să te repezi, au fost buboială, s-a tras, coteau ăia, a fost... Plevna după aia acolo, dar e 2-0 pentru ea și minutul 15-20, nu știu. Meciul a fost spectaculos pentru cei da, spectaculos, dar nu țineau cu la nimic. Dar foarte modeste, vreo 3-4 începuturi de meci, în perioada da. Aia și mai veche puțin. Deci Cristi, deci jocul practic îl ține pe mandolin în momentul de față. Da, da, și noi știm că ceea ce se întâmplă pe teren pregătește la antrenamente, pentru că participăm la foarte multe antrenamente. Da. Vezi, Cristi, cum e viața. Cu Petrescu rezultatele erau mult mai bune decât jocul. Da. Și acum jocul e mai bun decât rezultatele. Nu comentez. Acolo, da, acolo păi nu, da, asta Cristi, nu e de comentat. Nu e de comentat. Se vede, e o realitate. E o realitate. S-au luat 5 campionate și un cincinal și ceva, toată lumea zicea Aline, CFR-ul jumătate din echipă fixă, schimbată, pe lungă. Schimbată, jumătate din echipă poate să zicea. E adevărat. Dar jucători. Auturile alea. Alt profil de jucător. Faze fixe. Faze fixe. E foarte important ceea ce am învățat, pentru că tot învăț. Nu am experiență poziția pe care o ocup. Și mai sunt deschis, așa să spun, ascult și de colegi, colaborăm. Am învățat un lucru foarte important. Necesitatea ca la pregătiri să particip cu cât mai mulți jucători, dacă se poate cu toți. Asta e foarte important. Jucătorii să aibă vacanță, una la mână, pentru a descărca, și doi la mână să participe în perioada de pregătire anterior reînceperii sau începerii campionatului, toți jucătorii sau cât mai mulți posibil. Recompetițională, da. Perioada va fi groaznic de scurtă, da. Pentru că începe campionatul în jurul datei 20 ianuarie, pe 13 trebuie să fii înapoi, 13-14 pentru ciclul săptămânal dinaintea... Deci te reunești pe 3-4. Trebuie să te reunești pe 3 și pleci undeva 10 zile, 8, ceva la modul. Undeva unde e mai cald. Tot este mai bine decât 0 sau 2 zile. Sigur, nu poți să vii direct la meciul oficial. Da. Cristi, ar fi mare dezamăgirea dacă nu bateți? Eu aș fi dezamăgit. Cum să nu știu? Normal că aș fi dezamăgit. Delegarea lui Colțescu ți se pare în regulă? Sau ai încredere în el că va arbitra altfel? Nu că da, e în regulă. Dacă... Nu mai zic nimic de arbitraj pentru că... Păi nici nu te pricep. Colțescu... De ce? Nu te pricep. Păi nu te pricep ce să vorbesc de arbitraj. Da, dar Colțescu nu... Singurul lucru și eu spun, nu vreau să fac presiune, Doamne ferește. Am pătimit la contactele sau faulturile sau deciziile majore și folosesc ghilimele de rigoare acoperite de regulament. La un meci sau la meciurile importante, deciziile importante trebuie să fie clare. Deci ăsta ar fi mesajul către Colțescu și brigada. Către, nu știu că cine arbitrează, voi spuneți că e Colțescu. Colțescu a anunțat Gazeta Sporturilor, a anunțat GSP acum o oră. Numai... Și dacă este din Craiova, îmi aduc aminte de asistentul care la meciul de la Iași, nu știu toată brigada și sper comisia să fie inspirată de asistentul care la meciul de la Iași, la scorul de 3-3, ne-a anulat un gol, golul al patrulea, și v-ați exprimat voi punctul de vedere, nu mai trebuie să rezim. Păi și ce legătură are Colțescu cu arbitrul ăla? De obicei arbitra cu Colțescu. Colțescu e din București acum, are buletin de București, s-a mutat la București. Da, e face parte din brigada. Colțescu e din Craiova, așa cum este și Ișvan Covaș de care. Da, nu, zice acum am înțeles, Cristi Bala spune că face parte din echipa lui Colțescu. Da, sunt cei doi. Nu, Cristi, la asta te referi. Da. Am înțeles. A, și el... Spun că a fost rea intenție, nu spun că a dorit, nu spun că s-a bucurat, că a avut ceva de câștigat. A fost o decizie eronată, a și fost sancționat pentru a preîntâmpina
anumite idei preconcepute și a nu irita jucătorii și cei care sunt pe banca tehnică, e de preferat să se asigure condiții cât se poate de decente și aici mă refer și la suspiciunile care ar putea să apară în momentul în care ar fi prezent o persoană care a dus de servicii și a greșit într-o fază inexplicabilă. Împotriva CFR-ului. Da. Bine, și s-a întâmplat de curând. Nici cu Colțescu nu aveți amintiri plăcute, CFR-ul. De ce? Colțescu, din punctul meu de vedere, a demonstrat că poate să conducă, să arbiteze orice meci din România, chiar dacă uneori, din păcate, mai face și greșeli. Da, deci atât ați dorești, ca fazele la limită să nu mai fie judecate mereu în defavoarea CFR-ului. Dar fazele la limită importante să nu mai fie judecate, pentru că ne-am săturat să primim decizii împotriva noastră acoperite de regulament. Incluze aici. Da, deci ăsta e mesajul către brigada de arbitri, care o fie, ca să zic așa. Care o fie, nu. Și să judece cu aceeași unitate și pentru unii și pentru celălalt. Atenție mare. Da, da. Adică nu vreau, nu doresc să fie avantajată CFR-ul și dezavantajată FCSB-ul, pentru că ar fi total neprofesionist și incorrect să am o asemenea exprimare. Nu doresc ca să avem un arbitraj în care nu luăm decizii în urma unor atingeri cu căderi impresionante, exagerări și să venim pe aceea să spunem că e acoperit de regulament și să ne pară rău eventual după ce vedem reluările că s-a luat o decizie importantă. Tu te referi acum la Companio, meciul care l-ați pierdut dintr-un penalto când a căzut ca o floricică. Meciul din tur. Meciul din tur. De pe Ghencea. Și acel meci, și meciul de la Farul FCSB, Colțescu a fost. Da. Da. Știi. Alo? Da, vă aud. Da. Deci atenție la Companio. Păi nu, el știe ce invocă, acoperirea regulamentară. Da. Cristi, aia. Atenție la Companio. Are căderi de calciu. În mod normal, într-un meci, un jucător poate să cadă ori de câte ori dorește el. Important este decizia care se ia. Da. Repet, bine, Companio e specialist. Cristi, Companio e specialist. Aș vrea să fie subliniat acest lucru. Nu numai Companio, mai sunt câțiva jucători, dar nu vreau să le dau nume. Nu e corect. Aceeași unitate de măsură și pentru o echipă și pentru cealaltă. Nu aș vrea ca CFR-ul să primească un alt tratament față de cei de la FCSB, pentru că nu ar fi corect. Da, așa da. Dorim să câștigăm. Am înțeles. Nu, dar știi și tu că Companio e specialistul de serviciu la ei. Și nu doar. Nu doar. Mai au eu un mijlocaș care... Care are ceva pe mână. Are ceva galbă la aici. Domnul cu banderola pe mână. E de la banderolă, Cristian. Voi ați spus asta. Tot timpul e pe jos. Stai liniștit, noi am spus-o, dar o să ți se pună ție în gură. Nu sta probleme. Nu te mai agita. Mă auzi, e o vorbă pe care am auzit-o acum mulți ani și am înțelegi, e o vorbă care e mega haioasă. Mi-o zicea un ziarist vechi. Bă, zice, hai mă să nu lăsăm adevărul să strice un subiect bun. Exact. Oștem cu buretele tot ce am spus. Da, mai important este să fie folosită aceeași unitate de măsură. Zi-mă, o știai, Cristi, pe asta? Să nu lăsăm adevărul să strice un subiect bun? Da, o știam. Eu am trăit-o de multe ori. Mi s-a întâmplat ca să spui tu anumite declarații să fie atribuite mie. Asta e, vezi, asta înseamnă când o spun o voce puternică cu personalitate. Da, ai dat multe subiecte bune și de aia nu trebuiau stricate. Bine, Cristi. Bine, Cristi. Vrem să nu mai certe pe Gigi, că s-a furat. Da? Ce ai zis? Ce ai zis, Cristi? Ai auzit-o. Bănele, lasă-l până Gigi că te sparg. Te bași tu repede peste tot. N-am zis că nu mă bag, vă las pe voi. Bine. L-am găsit pe el, chiar un băiat extraordinar. Nu l-am găsit, a spus în glumă. Ia dat așa, știi tu așa una. Mi-a zis că sunt cu CFR-ul și eu sunt... Mă cert cu talpa non-stop. Cristi, cu mine e prieten, Gigi. Știi că noi mai discutăm. Da, cu Vivi e prieten la Cataram. Cu domnul Răchită. Da, Cristi, mulțumim, cu... succes! Vă pup, pa! Toate cele bune. A fost Cristi Balaș.
Meci greu. Cu o declarație care a zis, domnule, să nu greșească pentru nicio echipă, să fie față de cum a zis Sorinaciu Cârță când a jucat cu Dinamo. Bă, vreau să-i batem pe Dinamo dintr-un penalt în minutul 90 care să nu fie. Exact. Să-i furăm și noi cum ne-au furat ei toată viața. Deci, n-ai văzut ce a spus și Porumboiu acum, zice, domnule, Dinamo trebuie să mai fie furat vreo 500 de ani ca să echilibreze. După ce a spus Andrei Nicolescu. Da. Uite, Cristi, vezi, este un altfel de când am aflat că va fi președinte, bă, am spus, e altceva. Deci încearcă să fie președintele la oricum noi de fotbal occidental, mare, de fotbal occidental. Da. Noi, deci, scuze-mă, noi de câte ori l-am avut pe domnul Culcescu la mijloc, am câștigat. Cine, pă? Culcescu. Păi să știi că așa spune și tradiția, că de-aia e. Deci